Zaharia, capitolul 4, pagina 910. Îngerul care vorbea cu mine s-a întors și m-a trezit ca pe un om pe care îl trezești din somnul lui. El m-a întrebat, ce vezi? Eu am răspuns. M-am uitat și iată că este un sfeșnic cu totul de aur și deasupra lui un vas cu un de lemn și pe el 7 candele cu 7 țevi pentru candelele care sunt în vârful sfeșnicului. Și lângă el sunt 2 măslini, unul la dreapta vasului și altul la stânga lui. Și luând iarăși cuvântul, am zis îngerului care vorbea cu mine, ce înseamnă lucrurile acestea, Domnul meu? Îngerul care vorbea cu mine mi-a răspuns, nu știi ce înseamnă aceste lucruri? Eu am zis, nu, Domnul meu. Atunci el a luat din nou cuvântul și mi-a zis, acesta este cuvântul Domnului către Zorobabel și spune astfel, lucrul acesta nu se va face nici prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul meu, zice Domnul oștirilor. Cine ești tu, munte mare, înaintea lui Zorobabel? Te vei preface într-un loc șes. El va pune piatra cea mai însemnată în vârful templului, în mijlocul strigătelor de îndurare, îndurare cu ea. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. Mâinile lui Zorobabel au întemeiat casa aceasta și tot mâinile lui o vor și isprăvi. Și vei ști că Domnul oștirilor m-a trimis la voi. Cine disprețuiește ziua începuturilor slabe? Acești 7 vor privi cu bucurie cumpăna în mâna lui Zorobabel. Acești 7 sunt ochii Domnului care cutreieră tot pământul. Amin. Amin. Vă rog să ocupați-vă. Slăvit să fie Domnul. Amin. Așteptați ca Dumnezeu să ne vorbească? Amin. Eu sunt convins că toți cei ce suntem aici și am venit în această dimineață, în casa lui Dumnezeu am venit cu un scop foarte clar ca Domnul să-mi vorbească. Amin. Știind că Domnul este în locul acesta și știind că Domnul îmi va vorbi. Trebuie să vă mai spun încă un lucru, încă de la bun început. Noi credem și mărturisim aici la stânga. Că ori de câte ori venim și ascultăm cuvântul lui Dumnezeu, ori de câte ori primim cuvântul lui Dumnezeu, ori de câte ori ne închinăm lui Dumnezeu, așa cum Dumnezeu ne învață la modul autentic, venim într-un fel, dar plecăm într-un alt fel. Amin. Aici vreau de zis amin. Din punctul meu de vedere, așa cum înțeleg eu cuvântul lui Dumnezeu, eu cred și mărturisesc că închinarea autentică, predicarea autentică, primirea autentică a cuvântului lui Dumnezeu în inima mea și în viața mea întotdeauna mă transformă. De aceea rugăciunea noastră și scopul nostru și dorința noastră și visul nostru și viziunea noastră este ca ori de câte ori venim la Biserica Stânca și ne închinăm și ascultăm cuvântul lui Dumnezeu, venim într-un fel, dar plecăm într-un alt fel, adică plecăm transformați. Și să vă dau un exemplu. Venim acriși și plecăm dulci. Venim adormiți și plecăm total treziți. Amin. Spune cuvântul lui Dumnezeu, îngerul care vorbea cu mine s-a întors și m-a trezit ca pe un om pe care îl trezești din somnul lui. Asta se spune în Zaharia, la capitolul 4, versetul 1. Știți, Zaharia nu dormea, dacă îngerul i-a vorbit, zice, m-a trezit ca pe un om din somnul lui. Se pare că Zaharia nu dormea, dar totuși era tare amețit. Unii dintre noi nu dormim aici în această dimineață și cu toate acestea, Duhul lui Dumnezeu vrea să ne trezească. Doamne, trezește-ne, spunea un scriitor din Australia, Doamne, trezește-mă ca să visez. Amin. Și tare mi-a plăcut titlul acelei cărți. Doamne, trezește-mă ca să visez. Doamne, trezește-mă ca să am viziunea pe care Tu mi-o dai de la Tine în fiecare zi. Doamne, ajută-ne la aceasta. Când vorbim despre Duhul Sfânt, frați și surori și estimați ascultători,
trebuie să fim foarte plecați. Când vorbim despre Duhul Sfânt, trebuie să fim foarte atenți. Când vorbim despre Duhul Sfânt, trebuie să mai facem încă un lucru. Trebuie să ciulim urechile cu toată seriozitatea și cu toată atenția noastră și cu toată încordarea noastră. Și când vorbim despre Duhul Sfânt, trebuie să fim foarte interesați. În Noul Testament, Domnul Iisus Hristos spune că există un singur păcat care nu se iartă. Și acesta este păcatul împotriva Cihula, împotriva Duhului Sfânt. Este atât de importantă persoana Duhului Sfânt. Este atât de important subiectul Duhului Sfânt, a persoanei Duhului Sfânt. Este atât de importantă lucrarea Duhului Sfânt, încât Domnul Iisus Hristos spune, băgați de seamă când vorbiți despre Duhul Sfânt, fiți cu mare atenție când vă gândiți la Duhul Sfânt, pentru că există un singur păcat în lume care nu se iartă, hula împotriva Duhului Sfânt sau păcatul împotriva Duhului Sfânt. De aceea vă atrag atenția, frați și surori și stimați ascultători, că atunci când stăm înaintea lui Dumnezeu, și în mod deosebit atunci când ne apropiem de persoana Duhului Sfânt și când vorbim despre Duhul Sfânt, trebuie să fim cu multă precauție. În urmă cu câțiva ani, un tânăr pastor, am predicat în biserica unde el slujea la Dej, în vremea aceea, cum este la București. La terminarea slujbei mi-a pus o întrebare. Eram într-un grup restrâns de câțiva bărbați, tineri, și ei s-au uitat la mine, m-au văzut cu pletele albe și au zis, frate Daniel, vă rog să-mi spuneți care este cel mai important lucru în slujirea lui Dumnezeu. Erau lideri, unul era păstor, ceilalți erau diacon, presbiteri, și le-am spus așa. După experiența mea îndelungată de acum, zic, am ajuns la această concluzie. Cel mai important lucru în slujirea lui Dumnezeu, în predicare, în trăirea pentru slava lui Dumnezeu, dar în slujire, în pastorație, în slujire, este acesta. Feriți-vă de curvie, feriți-vă de hoție, feriți-vă de mândrie și puneți accent mare pe lucrarea Duhului Sfânt. Este fundamental, frați și surori și stimați ascultători, în bisericile baptiste, în bisericile penticostale, în bisericile evanghelice, să punem accentul foarte sănătos și echilibrat pe lucrarea Duhului Sfânt. Pentru că atunci când Biblia vorbește despre Duhul Sfânt, este foarte serioasă. Biblia nu vorbește foarte des despre Duhul Sfânt, însă când o face, o face cu toată seriozitatea. În această dimineață, Dumnezeu mi-a pus pe inimă mesajul acesta care se potrivește cu vremea în care trăim, acum când sărbătorim din nou venirea Duhului Sfânt în lume. Dumnezeu mi-a pus pe inimă câteva adevăruri pe care cred eu că El mi le-a dat pentru mine și pornă și pentru dumneavoastră. Primul lucru, odată cu înălțarea Domnului Iisus Hristos la cer și cu ziua cincizecimii, noi de atunci am început să trăim în epoca Duhului Sfânt. De 2000 de ani, de 2000 de ani aproape, trăim în epoca Duhului Sfânt. Slăviți să fie Domnul! Acum, când vine Duhul Sfânt, când a venit Duhul Sfânt în lume, în urmă cu 2000 de ani, trebuie să ținem cont ce s-a întâmplat. Și acum vă vorbesc din punct de vedere istoric. Când a venit în ziua de Rusalii Duhul Sfânt, când s-a coborât peste ucenici, s-a petrecut un lucru teribil de important pentru planetă. Și ni s-a citit în această dimineață din Fapte 2 și ieri iarăși ni s-a citit din Fapte 2, Scriptura spune, și Duhul Sfânt care scrie Scriptura și i-a inspirat pe robii lui Dumnezeu să scrie Scriptura, spune așa, în zilele de pe urmă, zice Petru, voi turna din Duhul meu peste orice făptură.
Odată cu venirea Duhului Sfânt în lume, s-au început zilele de pe urmă. Aproape de 2000 de ani, noi trăim în zilele de pe urmă. Dacă în ziua când Duhul lui Dumnezeu s-a coborât în lume pentru prima dată, ca să locuiască peste oameni și, pe urmă, în inimile oamenilor, dacă atunci au început zilele din urmă, imaginați-vă unde este ceasul istoriei la ora actuală. În momentul când, în ziua de Ierusalim, Duhul Sfânt s-a coborât în lume, au început zilele din urmă. Au trecut de atunci până acum aproape 2000 de ani. Vă aduc încă o dată aminte. Trăim zilele din urmă. Vă aduc încă o dată aminte, dacă se poate spune așa, trăim orele din urmă. Și dacă vreți altfel, vă aduc încă o dată aminte că noi, generația aceasta modernă, acum din secolul 21, din luna mai 2010, trăim minutele din urmă ale planetei. Dacă atunci au început, la Rusalii au început zile din urmă, după 2000 de ani, cred că trăim minutele din urmă. În zilele din urmă sunt tot mai multe umbre. În zilele din urmă sunt tot mai multe umbre. Însă, deși sunt tot mai multe umbre în zilele din urmă, vreau să vă dau o veste foarte bună. Când vezi umbre în urma ta, umbrele în general sunt negre, însă, sau, eu știu, sunt gri. Când vezi umbre în jurul tău, însă nu te teme, nu te teme niciodată de umbre. Știi de ce? Ele doar arată că undeva în apropiere există lumină. Știi? Când sunt umbre, undeva lângă noi, în același timp există lumină. Noi trăim și umbrele, la ultimile minute ale acestei istorii, umbrele sunt tot mai mari. Întunericul este tot mai dens. Umbrele sunt tot mai lungi. Umbrele sunt tot mai scurte. Știi ce înseamnă asta? Că în jurul nostru există lumină. Amin. Noi trăim zilele din urmă, trăim ceasurile din urmă, trăim minutele din urmă și poate că trăim secundele din urmă. Și să știți că umbrele acestea sunt tot mai dense ale minutelor din urmă. De exemplu, sâmbătă, pe data de 22 mai, la București, a avut loc festivalul Gay Fest. Se numește asta. Festivalul homosexualilor. Asta înseamnă Gay Fest. Știți care este ciudățenia? Într-o țară care zice creștină. Într-un parlament care zice creștin. Într-un senat care zice creștin. Într-un oraș cum este Bucureștiul, care se consideră creștin. Li se dă dreptul prin primărie, li se dă autorizație să facă aceste parade, aceste parăzi sau parade ale homosexualilor în fiecare an, în fiecare lună de mai, în fiecare an. Știți ce mi-a plăcut? Ăștia din Republica Moldova, de exemplu, au făcut contestație la parada homosexualilor și a fost interzisă, anulată. În Republica Moldova. Acolo guvernul și primăria a anulat parada lor. Aici însă, în București, în România, în fiecare an li se dă dreptul să mărșăluiască pe străzile Bucureștiului, cât mai goi, cât mai penibil, și cineva spunea, asta este autorizație pentru baciocura homosexualilor. Și cred că așa este. Astea sunt umbrele din zilele din urmă. Asta este întunericul care demonstrează că trăim zilele din urmă și că Biblia este adevărată. Zice Petru în ziua de Ierusalim, zilele de pe urmă, zice Domnul, vor începe să se petreacă câteva lucruri, adică Duhul Sfânt a venit în zilele de pe urmă, în lume, însă în zilele de pe urmă, întunericul și umbrele sunt tot mai dense, însă în același timp noi ne bucurăm că aceste umbre demonstrează că în jurul nostru este lumina.
Și lumina adevărată este Iisus Hristos și cuvântul Său slăvit să fie Dumnezeu. Hai să mai dau încă un exemplu, că suntem în zilele de pe urmă. Nu numai venirea Duhului Sfânt în lume, nu numai parada homosexualilor și a lesbienilor face parte din zile din urmă, să mai dau încă un exemplu al zilelor din urmă, care este foarte interesant și vă rog să deschideți împreună cu mine la 2 Timotei, capitolul 3, de data aceasta, și auziți ce spune cuvântul lui Dumnezeu în 2 Timotei, capitolul 3, 1, să știi, zice Pavel lui Timotei, că în zilele din urmă vor fi vremuri grele. În ciuda faptului că pe pământ este Duhul Sfânt, că trăim în epoca Duhului Sfânt, în zilele din urmă, zice Sfântul Pavel, îi scrie lui Timotei, care era un bărbat tânăr, vor fi vremuri grele. Dar auziți cum? Auziți descrierea zilelor din urmă, a umbrelor care se văd tot mai clar. Căci oamenii vor fi iubitori de sine. Asta este zilele din urmă. Iubitori de bani. Lăudăroși. Știi? Problema nu e să ai bani. Problema este să fii iubitor de bani. Banul nu e problemă. Când iubești banul, acolo e problema. Nu e problemă să ai bani. Doamne, dă-ne bani la toți. Dar aici era decizia lui Șamui. Însă nu ne lăsa să iubim banii. Auziți ce zice Scriptura? Căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, hulitori, neascultători de părinți, nemulțumitori, fără evlavie, fără dragoste firească, neînduplecați, clepetitori, neînfrânați, neîmblânziți, neiubitori de bine, vânzători, oprasnici, îngânfați, iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu, având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea, depărtează-te de oamenii aceștia. Amin. Amin. Hai să vă dau o altă trăsătură a zilelor din urmă. Nu numai Gay Festul de la București, care este o murdărie și o moșnicie. Și o perversiune a lui Dumnezeu și a realității lăsate de Dumnezeu și a normalității lăsate de Dumnezeu în lume. Însă vă atrag atenția la o altă trăsătură a zilelor din urmă. Violența domestică se numește. Violența domestică, asta se traduce altfel, violența în familie. Violența în familie. Violența în familie, între soț și soție, între părinți și copii. Și nu mă refer neapărat doar la violența fizică, știi? Că soțul își bate soția și soția își bate soțul. În România se întâmplă asta destul de des. Vorbesc foarte serios. Și nu-i rău totdeauna lucrul ăsta. Sau nu-i tare rău. Dar este destul de rău. Însă mă refer la un alt tip de violență domestică, un alt tip de violență în familie. Știți care? Violența verbală. Știți care este durerea? Chestiunile astea se petrec chiar în bisericile evanghelice. În familiile unor așa zici pocăiți. Violența verbală. Și să mai dau încă un exemplu de violență, dacă se poate numi asta violență. Violența nepăsării, am numit-o eu. Nu mai vorbesc unul cu celălalt. Când se supără. Soțul cu soția, soția cu soț, părinți cu copii. Nu numai că există la unii violență verbală. Știți ce? Asta este violență. Dar pe urmă există o violență a neglijenței, a nepăsării, o violență a tăcerii, știi? Este acolo în familie, aceea se numește într-un mod ciudat, tăcerea aia este o tăcere asturzitoare. Știți? Bubuie capul de atâta tăcere. Între soț. Și ce spune Scriptura? Unde vine Duhul Sfânt, zice, fii plin de Duh, zice Pavel în Galateni, și continuă, vorbiți între voi. Știi? Unde este Duhul Sfânt, trebuie să vă spun cu respect. Oamenii vorbesc. Amin. Alo? Amin. Nu tac. Bună dimineața, iubire. Vrei să mănânci breakfast? Ia tace. În zilele din urmă, frați și surori, atenție! Faptul că te-ai căsătorit cu un om credincios nu-ți dă singură fericire în familie. Să nu credeți asta. Ca să ajungi fericit în familie, trebuie să te cultivi pe tine
Și trebuie și alții să fie cultivați prin Cuvântul Sfânt și, pe urmă, prin Duhul Sfânt. Doamne, ajută-ne în aceasta. Însă, zice Scriptura că la venirea Duhului Sfânt în lume au început zilele din urmă. În zilele din urmă vor fi multe umbre, multe trăsături ale zilelor din urmă. Sunt și acestea, mizeriile acestea homosexuale, foarte puternice la ora actuală, formă violența domestică în familia creștină. Doamne, există câte un soț, e tot timpul cărcotaș în familia aia. Doamne, de nu-ți mai trebuie soț din ăla în viața vieții tale. Eu mă întreb pe mine dacă soția mea mai avea încă o dată 23-24 de ani când s-a măritat, sau 23 când s-a măritat, oare tot cu mine s-ar mai măritat? Nu, vă rog să nu o întrebăm acum, la urmă. Maria, te rog să vedeți cum răspunzi. Dacă vreți mai avea acasă. Asta pe violență, e doar apetizare. Însă ar fi foarte interesant, la terminarea slujbei, că astăzi e zi de rosalie, e zi sfântă, e zi de praznic. Când te duci acasă, la masă, sper că te rogi la masă, împreună cu soția, și mănânci împreună cu soția și mai și comuniști, să o întreb, draga mea, dacă te-ai mai măritat o dată tot cu mine, sau îți pare foarte rău că te-ai măritat cu mine? Este foarte interesant din când în când să ne verificăm, dar și invers, știi? Și soția să-și întrebe soțul, dragul meu, iubitul meu, dacă te-ai mai măritat, dacă te-ai mai însurat o dată tot cu mine, te-ai însurat tot cu mine, te-ai căsătorit. Și o să fiți uimiți de răspunsurile care o să le primiți. Fraților, surori, doamnelor și domnilor, știi, facem noi azi de lăcaz, însă eu și când glumesc, să știți că spun adevărul. Să nu uitați asta, noi și când glumim, deseori spunem adevărul. Atenție, noi zâmbim acum când vorbim despre aceste întrebări, dar ele sunt niște întrebări foarte profunde. Și care trebuie să ne dea de gândit tuturor în zilele din urmă. E adevărat, noi trăim în epoca Duhului Sfânt în zilele din urmă, însă tot în zilele din urmă sunt și aceste trăsături. Să mai spun încă ceva despre venirea Duhului Sfânt în lume. El a demonstrat că am intrat în zilele din urmă și care sunt câteva trăsături ale zilelor din urmă. Închinare fără transformare. Ați luat trăsătura zilelor din urmă. Noi suntem în epoca Duhului Sfânt, dar atenție, deși suntem în zilele din urmă, suntem în epoca Duhului Sfânt, la Rusalia au început zilele din urmă și noi trăim minutele din urmă ale istoriei. Vă mai atrag atenția la încă o trăsătură a zilelor din urmă, a răutății și a pericolului zilelor din urmă, să avem închinare fără transformare. Și auziți ce spune Pavel lui Timotei, zice, în zilele din urmă vor fi oameni din ăștia, având doar o formă de evlavie. Dar tăgăduindu-i puterea. Auziți ce zice Pavel, în zilele din urmă să știi că vor fi vremuri grele, vor fi oamenii vânzători, obraznici în gânfas, iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu. Și ăștia iubitori de plăceri au o formă, zice Pavel, având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea, zice, depărtează-te de oamenii ăștia. În zilele din urmă, ceea ce ne spune Sfântul Pavel aici, va exista o formă de religie. Va exista un anume credeu în Dumnezeu și crez în Dumnezeu. Oamenii vor avea religie, dar religia oamenilor din urmă va fi cam aceasta, închinare, fără transformare, anumită eu. Frați și surori, atât de mult se vorbește în bisericile neoprotestante evanghelice și în bisericile istorice despre închinare. Foarte mult se vorbește. Însă închinarea autentică întotdeauna aduce transformarea autentică. Amin. Alo, amin. Amin. Fiare, dacă închinarea pe care tu i-o dai lui Dumnezeu și închinarea ta trebuie să fie în duh și în adevăr. Amin. Amin. Dacă închinarea, și asta înseamnă în duh și în adevăr, înseamnă că închinarea autentică este non-stop. Știi? Nu numai două ceasuri aici, sfânt și când ieși afară, drag.
Aia nu e închinare, absolut deloc, aia poate să fie religie, sau este o formă de evlavie, fără nicio putere a Duhului lui Dumnezeu în ea. Închinarea autentică este în Duh și în adevăr, asta înseamnă că eu non-stop trăiesc spre slava lui Dumnezeu, după cuvântul lui Dumnezeu. Asta înseamnă închinare autentică, Doamne ajută-ne la aceasta. Însă se vorbește atât de des despre închinare atunci când venim în casa lui Dumnezeu. Dar fii atent, dacă închinarea nu te transformă, nu-i închinare. E doar o formă de evlavie. Adică, dacă ai venit în dimineața aceasta acru aici și tot acru pleci, nu-i vina mea, e a ta. Dacă eu mă rog lui Dumnezeu, eu cânt și spun, eu sunt în închinare, dar sunt mereu o prună din aia necoaptă. Dom'le, mă tem că aia nu este închinare. Dacă după slujba de denusare, acum când sărbătorim venirea Duhului Sfânt în lume, dar și în viața noastră, eu tot rău, sunt tot dificil, sunt tot neglijent, sunt... Ai o formă de evlavie, dar fără putere. Zilele din urmă, spune cuvântul lui Dumnezeu, în epoca Duhului Sfânt, zice, oamenii vor avea o formă de evlavie, vor avea o închinare falsă. Închinarea autentică în totdeauna transformă. Slăvit să fie Domnul. Să vă mai spun încă ceva. În zilele, odată cu venirea Duhului Sfânt, am mai găsit tot în Fapte 2, în Fapte 1, s-a împlinit încă o dată Scriptura. Într-o zi ca asta, sau ca acestea, a coborârii Duhului Sfânt în lume s-a împlinit încă o dată Scriptura. Știți ce spune Domnul Iisus Hristos în Fapte, și nu numai în Fapte, însă în Fapte la capitolul 1, Domnul Iisus Hristos spune așa, zice Domnul Iisus, Ioan a botezat cu apă, dar voi, nu după multe zile, veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Amin. Adică veți primi Duhul Sfânt, veți fi umplut de Duhul Sfânt. Doamne, ajută-ne la aceasta. În zilele din urmă a venit Duhul Sfânt în lume. Însă fii atent. Venirea Duhului Sfânt în lume arată că am început zilele din urmă și doi. Venirea Duhului Sfânt în lume și în istorie și pe planetă înseamnă că promisiunea lui Dumnezeu se împlinește. S-a împlinit promisiunea Vechiului Testament din Ioel, că în zilele din urmă va veni Duhul Sfânt pe pământ. Și numărul 2, s-a împlinit promisiunea lui Iisus Hristos din Fapte 1. Nu după mult timp veți fi botezați cu Duhul Sfânt, veți fi umpluți cu Duhul Sfânt, slăviți să fie Domnul. Fiți atenți, venirea Duhului Sfânt în lume înseamnă că Biblia este adevărată. Biblia se împlinește. Iisus Hristos își ține cuvântul, slavă lui Iisus Hristos. Și fii atent, când e vorba de cuvântul lui Dumnezeu, de cuvântul scris, tot ce este scris în cartea aceasta s-a împlinit, se împlinește, se va împlini. Amin. Amin. Că ne convine sau nu ne convine, în binecuvântare sau în judecată, Scriptura se împlinește, slavă lui Dumnezeu. Însă încă ceva vis-a-vis de venirea Duhului Sfânt în lume și este atât de important subiectul din aceste zile, din aceste săptămâni, se mai întâmplă încă un lucru. Duhul Sfânt a venit în lume, a venit în istorie și până a venit pe planetă. Însă se mai petrece încă un lucru despre care ați auzit ieri și trebuie să amintesc și eu astăzi. Duhul Sfânt n-a venit numai în lume. Și Duhul Sfânt intră și în inima credinciosului născut din nou. Acum aici aș vrea să rămânem câteva minute. Textul acesta pe care l-am citit din Zaharia 4, pentru noi toți, cred că este o revelație foarte importantă și o revelație binevenită pentru fiecare dintre noi. Însă vreau să mai citesc încă o dată ceea ce spune Cuvântul lui Dumnezeu în textul acesta superb din Zaharia. Zice așa. Lucrul acesta nu se va face nici prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul meu. Zice Domnul oștirilor. Amin. Vă pun o întrebare la care vă rog să nu răspundeți cu voce tare, ci doar în cuget. Și întrebarea aceasta m-ai pus-o aici în urmă cu câteva luni de zile. Care este lucrul pe care îl faci, dar tu, de fapt, nu poți face lucrul acesta de unul singur? Ce lucru faci pe care tu
nu îl poți face de unul singur. Ieri dimineața a predicat aici pastorul Paul Bridges, el acum deja este în drum spre casă. Și vorbind despre roada Duhului Sfânt, a zis că unele din virtuțile acelea, din roada aceea Duhului Sfânt, sunt mai ușoare, altele vin lui mai ușor, altele vin mai greu. Ce lucru faci pe care tu singur nu poți face? Sunt unele lucruri, frați și surori, pe care noi le putem face. Și, de exemplu, m-am născut un tip blând. Și din naștere eu sunt blând. Mama a fost blândă, tata blând și eu, genetic, sunt blând. Ceea ce e ok. Însă te întreb, blândețea aceea este darul părinților sau blândețea aceea este roata Duhului Sfânt? Și vă rog să vă gândiți cu seriozitate la ceea ce vă spun. Unii dintre noi suntem darniști și ne place să dăruim. Însă te întreb, dărnicia aceea este geneticul din tine? Sau este o calitate pe care ți-o dă Duhul Sfânt la nașterea din nou? Ce lucru faci, însă și auziți întrebare foarte serioasă, ce lucru faci pe care de fapt tu nu-l poți face? Ci știi că Duhul lui Dumnezeu îl face în tine. Ce lucru trebuie să schimbe Duhul lui Dumnezeu în viața ta? Asta este foarte important. Să răspunzi. Sunt unele miracole pe care doar Duhul lui Dumnezeu le poate face în viața noastră. Amin. Sunt, fiți atenți, de păcate doar Duhul Sfânt ne poate scăpa, ci sângele lui Iisus Hristos. Amin. Vă rog să rețineți. Aveam la catecheză niște doamne foarte drăguțe. Care, nu știu când se vor boteza, dar ele vin la catecheză. Dar, niște doamne foarte drăguțe. Ne putem comunica cu ele acolo, cu ele acolo non-stop. Știi? Știu mai multe decât noi. Domnul să le binecuvinteze, că e normal. Nu? Și vorbeam despre fumat. Nicotină. Și una dintre ele, cred că mai pipează. Și zice, chiar nu se poate fără, nu se poate să mă botezați fără cu pipa în gură. Dar bine, n-a zis așa, formulez eu așa. Și m-am gândit că totuși putem. Mă, că îi se stinge. Categoric îi se stinge. Acum, să știți că categoric, să nu mă înțelegeți greșit, că nu fac ciocoresc pe cei ce fumează, nu, sub nicio formă, nu iau nici la 11 metri. Mă vreau să vă spun că nu e absolut deloc sănătos să fumez. Dar cum se poate lăsa un om de păcatul acela? Avem între noi o soră, și mă bucur că este aici, sora Anda Mihalache, da? Domnul s-o binecuvinteze. E împreună cu soțul ei acolo, cu Cristi. Și o tare aș vrea pe Anda, s-o rog, dacă poate, să vină aici în față. Într-un minut sau două sau trei, sau veniți amândoi, sau veniți amândoi, dacă vreți, amândoi, dacă vreți, și să ne spună, Anda, ce miracol a făcut Dumnezeu în viața ei. Dacă veniți amândoi și vin și eu aici lângă voi, hai aici așa, vă rog, nu vă rușinați, nu vă jenați. Așa. Facem acum o pauză și asta este o chestiune foarte bună și foarte practică. Este Anda. Nu te-ai așteptat la surpriza asta. Așa și el este Cristi, soț și soție. Te rog, Anda. Am început să spun o mulțime. Cred. Și așa, instant a fost asta. Da, am fumat bine de 15 ani. Fumatul pentru mine a fost ceva esențial în viața mea, deci nu puteam să fumez. Nu fumez nici măcar două ore, că devineam nervoasă, agitată. Și mulțumesc Domnului că mi-a mântuit sufletul și m-a scăpat de viciu, asta m-a vindecat la... Când a fost bun pocar și, ce să spun, acum nu mai niciodată. Nu simt nevoia, nu mai, nici gândul din aia. Deci e ceva minunat și nu pot să vă spun în cuvinte. E așa, așa e Cristi. De când mi-am dat seama, da, așa e. La mine domnul cu țigară a lucrat în timp și o avut răbdare cu mine. La ea, din păcate, vezi cartea de-a domnului.
Deci, ok, atât. Domnul să-L binecuvânteze. Amin. Știi ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Lucrul acesta nu se va face nici prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul meu. Zice Domnul. Amin. Să știți că doar Duhul lui Dumnezeu aduce aceste transformări în viața noastră. E adevărat, la unii transformarea vine așa instant, ad hoc, la alții vine progresiv. Amândouă însă sunt din partea Duhului lui Dumnezeu, slavă lui Dumnezeu. Când vine Duhul Sfânt în viața unui om, omul acela începe să fie transformat. Observați cuvintele care le-am folosit. Am spus, când vine Duhul Sfânt în viața unui om, omul acela începe să fie transformat. Și încă ceva, omul acela este transformat și de atunci începe transformarea, slăvit să fie Domnul. Doar Duhul lui Dumnezeu poate aduce transformarea lui Dumnezeu în viața noastră. Când vine Duhul Sfânt în viața noastră, suntem transformați, dar suntem și împuterniciți. Pentru că unele miracole doar Duhul lui Dumnezeu poate să le facă în viața noastră. Unele transformări doar Duhul lui Dumnezeu poate să le facă în viața noastră. Iată, când Duhul lui Dumnezeu vine în viața ta, devii nu doar transformat și începe transformarea, dar când Duhul lui Dumnezeu vine în viața ta, devii și martor. Alo? Amin. Devii martor. Când Duhul lui Dumnezeu intră în viața ta, devii martor. Nu uitați, Duhul Sfânt a venit în lume, dar nu s-a oprit acolo, ci Duhul Sfânt de acum locuiește și în noi. Ați primit, ai primit Duhul Sfânt când ai crezut? Știți când se primește Duhul Sfânt? Duhul Sfânt se primește în momentul când crezi la modul autentic în Iisus Hristos. Amin. Duhul Sfânt se primește când îl primești pe Iisus Hristos în inima ta. Amin. E adevărat că alții îți vor spune că Duhul Sfânt se primește prin stăruință. Eu cred și mărturisesc, bazat pe tot cuvântul lui Dumnezeu, că Duhul Sfânt se primește prin credință, nu prin stăruință. Și zilele trecute am trecut prin, faptele apostolilor. Se poate spune, nu-i foarte incorrect, nu-i foarte impropriu. Dar zilele acestea am trecut prin cartea Faptele Apostolilor și m-am uitat foarte atent aproape la fiecare exemplu în care Biblia ne spune că cineva a primit Duhul Sfânt. Știți la ce altă concluzie am ajuns? Unii au primit Duhul Sfânt în timp ce ascultau Evanghelia. Au primit Evanghelia și în momentul acela s-a coborât Duhul Sfânt peste ei și au început să vorbească în alte limbi. Slăvit să fie Domnul! Amin. De exemplu, Apostolul Pavel pe drumul Damascului, când s-a întâlnit cu Domnul Iisus Hristos, n-a vorbit în limbi. A primit Duhul Sfânt, a fost umplut de Duhul Sfânt, dar n-a vorbit în limbi. Însă am mai găsit încă o situație în Faptele Apostolilor foarte interesantă. În alte câteva cazuri, ca ucenicii sau samariteni sau iudei, ce erau ei sau neamuri, să primească Duhul Sfânt, apostolii au făcut un lucru anume. În câteva cazuri. Și au pus mâinile peste ei, s-au rugat și așa au primit Duhul Sfânt. Ori în lumea noastră de astăzi modernă, în unele cercuri, se spune că să primești Duhul Sfânt trebuie să stăruiești, să postești. Nu e adevărat, fraților și surori. Ca să primești Duhul Sfânt, trebuie să crezi în Iisus Hristos. Amin. Trebuie să primești Evanghelia lui Iisus Hristos. Trebuie să crezi în Iisus Hristos. Și în felul acesta, Duhul Sfânt se va coborâ peste tine. Sau poate că cineva trebuie să-și pună mâinile peste tine ca să primești Duhul Sfânt și plinătatea cu Duhul Sfânt. Doamne, învață-ne și lucrul acesta să-l facem. Amin. După cuvântul tău. Însă principiul este acesta, spus de Apostolul Pavel în Galateni, spus de Apostolul Pavel în Fapte, capitolul 19 cu 2, întreabă Apostolul Pavel, ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut? Asta este o întrebare care are în ea și răspunsul, care conține și răspunsul. Ați primit voi Duhul Sfânt când? Când ați crezut. Duhul Sfânt se primește în momentul când crezi în Iisus Hristos, slăvit să fie Domnul. Însă, în momentul când Domnul Iisus Hristos intră în inima ta, viața începe să-ți fie transformată. Și acum, în partea asta finală a mesajului, vreau
Vreau să vă pun întrebarea aceasta foarte serioasă. Mai suntem noi transformați? Fraților, mai suntem noi transformați copiilor? Așa care aveți părinți. Mai suntem noi transformați? Există acea transformare progresivă în viața noastră? Adică în fiecare zi, știi, să semănăm tot mai mult cu Iisus Hristos. Asta este dovada că Duhul Sfânt locuiește în mine. Amin. Amin. Dovada că Duhul Sfânt este în mine, locuiește în mine, este că încep să devin, să mă asemăn tot mai mult cu Domnul Iisus Hristos. Eu încep să devin martor. Încep să devin martor. Vă pun încă o întrebare. Imaginați-vă ce-ar fi dacă toți cei ce venim aici la stânca, câți, mă rog, în dimineața asta suntem mai puțini, însă imaginați-vă că toți care venim aici la stânca, o lună de zile suntem plini de Duhul Sfânt. O lună de zile, din acest moment, din data asta de Rusali, o lună de zile, 30 de zile de acum înainte, în fiecare zi, non-stop, ești plin de Duhul Sfânt. Imaginați-vă cum ar arăta biserica asta, dacă toți, începând de la pastor până la ușier, până la cel ce firmează, am fi plin de Duhul Sfânt. Imaginați-vă un păstor plin de Duhul Sfânt. Imaginați-vă un soț plin de Duhul Sfânt. Imaginați-vă o soție plină de Duhul Sfânt. Wow! Imaginați-vă un diacon plin de Duhul Sfânt. Imaginați-vă tinerii plini de Duhul Sfânt. Imaginați-vă echipa care cântă plină de Duhul Sfânt non-stop. Și ce înseamnă aia? Începe trezirea. Ar începe trezirea. Însă vă rog să notați undeva adevărul acesta, care este foarte serios și foarte profund. Nu știu când o să-l mai spun aici, dar vă rog acum să rețineți. Mult mai mult rău se face în biserică de creștinii neplini de Duhul Sfânt decât cei ce beau, decât cei ce fumează, decât cei ce fac alte păcate. Mult mai mult rău fac în biserică creștinii care nu sunt plini de Duhul Sfânt decât creștinii care fac alte păcate, din ăsta carnale, de exemplu. Și când am citit adevărul acesta, nu mi-aparține mie, ci lui Adrian Rogers îi aparține adevărul acesta, mi s-a părut că dintr-o dată mi s-a luminat mintea. Când a zis că mult mai rău, mult mai mult rău se face în biserică de creștinii care nu sunt plini de Duhul Sfânt. Știați că a fi plin de Duhul Sfânt este poruncă? Și mai știați că orice poruncă pe care nu o împlinim este păcat? Mai știați că a fi bucuroși este poruncă? Și a fi nebucuroși înseamnă păcat? A fi plin de Duhul Sfânt este poruncă. A nu fi plin de Duhul Sfânt este păcat. Doamne, iartă-ne! Amin. Și trăim, poate că de ani de zile, în păcatele acestea, lipsa plinătății cu Duhul Sfânt și lipsa bucuriei în viața noastră, și de ani de zile trăim în biserici care trăiesc, de fapt, în păcatul acesta și nici nu știu că-l fac. Doamne, întură-te de noi! Amin. Aveți grijă că mult mai mult rău fac în biserică creștinii care nu sunt plini de Duhul Sfânt decât ăilalți care fac celelalte păcate. Și zice, a nu fi plin de Duhul Sfânt este păcat de omisie. Ok? A nu fi plin de Duhul Sfânt este păcat de omisiune. Păcatele de omisie sunt mult mai grave decât păcatele de comisere, comitere. Da? Păcatele de omitere sunt mult mai grave decât păcatele de comitere. Și zice, e mai mare păcat să nu faci ce trebuie decât să faci ce nu trebuie. Pentru că dacă ai face ce trebuie, n-ai mai face ce nu trebuie. Amin. Amin. Atenție, frați și surori și doamnelor și domnilor și toți cei ce ascultați mesajul acesta. Mult mai mult rău se face în biserică de creștinii care nu sunt plini de Duhul Sfânt decât multe alte din celelalte păcate. Doamne, întură-te de noi.
Însă, în final, trebuie să vă mai spun încă un lucru. De ce avem nevoie atât de mult de plinătatea Duhului Sfânt în viața noastră? Și ce înseamnă să fii plin de Duhul Sfânt? A fi plin de Duhul Sfânt, ca să înțelegeți ce înseamnă. Nu înseamnă, știi, e ok că ne rugăm Doamne, umple-ne de Duhul Sfânt, dar este un pic, poate că și impropriu. Nu-i rău, dar poate că este un pic impropriu. Pentru că știi ce înseamnă să fii plin de Duhul Sfânt sau umplut de Duhul Sfânt? Înseamnă că Duhul Sfânt te conduce. Asta înseamnă să fii plin de Duhul Sfânt. Înseamnă că Duhul Sfânt îmi conduce mintea, Duhul Sfânt îmi conduce privirea, Duhul Sfânt îmi conduce îmbrăcămintea, cum îmi spune cum să mă îmbrac, adică să mă îmbrac și elegant, dar și decent. Duhul Sfânt îmi conduce acțiunile, Duhul Sfânt îmi conduce vorbirea. Amin. Amin. Și Apostolul Pavel spune, vorbirea voastră să fie cum? Vorbirea voastră știe ceva, fratele Neacoie, dar vreau să-l învățăm acum tot versetul. Vorbirea voastră, zice o soră acolo care este bine educată, sora Cocar, zice așa, vorbirea voastră să fie cu har, dreasă cu stare. Așa este. Însă așa spune Scriptura, vorbirea voastră să fie cu har, și formă dreasă cu seară. Știi ce înseamnă să treci cu sare o supică, o ciorpică? Adică un vârf de cuțit, băiatul, nu mor, cu un kilogram, știi? Zice, vorbirea voastră să fie cu har, și har cât mai mult și formă dreasă un pic cu sare, să dea un pic de gust, așa. Biblia nu spune, știți cum suntem noi? Vorbirea noastră este dreasă cu sare, dar nu mai este cu har, știi? Și cam așa se întâmplă, cum au zis fratele, știi? Că vorbirea noastră este cu mai multă sare decât cu har, știi? Și am inversat și ordinea. Doamne, îndură-te de noi. De ce avem atât de mult nevoie ca Duhul Sfânt să mă controleze, adică să mă conducă și fiecare compartiment al ființei mele să fie controlat și condus de Duhul Sfânt? Și de ce? Pentru a putea fi supus lui Dumnezeu. Fără plinătatea cu Duhul Sfânt, crede în Dumnezeu, dar nu mă voi supune lui Dumnezeu. Avem nevoie de plinătatea cu Duhul Sfânt ca să putem face ceea ce de unii singuri și de unul singur nu pot face. Poate că eu pot crede în Dumnezeu de unul singur, dar să mă supun lui Dumnezeu, fără plinătatea cu Duhul Sfânt, nu prea se poate. Din cauza aceasta, Apostolul Pavel și Domnul Iisus Hristos spune, voi veți primi o putere când va veni Duhul Sfânt peste voi și vor mălând voi, să vi să fie Domnul. Știi? Avem nevoie de plinătatea cu Duhul Sfânt tocmai ca să putem să ne biruim firea. Știți care este tendința firii mele? Să fiu un rebel. Aia este tendința firii mele și ca să nu te crezi mai bun și tu ești exact ca mine. Tendința firii noastre este să ne luăm soarta în propriile noastre mâini și să facem numai ceea ce ne convine nouă și ne place nouă. Însă ceea ce ne place nouă, în general, ne ucide. Tendința firii mele, știi care este, să mă împotrivesc lui Dumnezeu? Însă știi de ce avem nevoie de plinătatea cu Duhul Sfânt? Ca să mă pot supune lui Dumnezeu. Doamne, ajută-mă la aceasta. Și mai am nevoie de plinătatea cu Duhul Sfânt pentru încă un motiv. Pentru a-mi putea împlini obligațiile zilnice. Am nevoie de plinătatea cu Duhul Sfânt pentru a-mi putea împlini obligațiile zilnice. De exemplu, am nevoie să fiu plin cu Duhul Sfânt în viața mea de închinare. Amin. 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 Am nevoie de plinătatea cu Duhul Sfânt, adică să fiu controlat, condus de Duhul Sfânt în toate compartimentele vieții mele pentru viața de închinare. Ați fost vreodată într-un serviciu de închinare plicticos? Nu, n-ați fost. Ați fost într-o slujbă religioasă plicticoasă. Un serviciu de închinare adevărat nu poate să fie plictisitor. Amin. Un serviciu de închinare, dacă este închinare, vorbesc acum de închinarea din fapte, din Ioan capitolul 4, în duș și în adevăr, unde este plinătatea prezentă, plinătatea Duhului Sfânt, știi, poate ați fost într-un serviciu religios plicticos. Închinarea reală, adevărată, frații și surori, nu-i plictisitoare, ci închinarea adevărată este învingătoare și învigorătoare. Amin. Așa este închinarea adevărată. Noi am fost la multe servicii religioase plicticoase. Dar închinarea adevărată niciodată nu te plictisește. Amin. Închinarea adevărată te trezește.
trezit îngerul pe Zaharia săracul. El era la treaz. Dar zice, m-a trezit ca dintr-un somn adânc. Fii atent, avem nevoie de plinătatea cu Duhul Sfânt pentru viața noastră de închinare. Și numărul 2, avem nevoie de plinătatea cu Duhul Sfânt pentru mariajul nostru, pentru căsătorie, pentru familia, pentru relații între soț și soție. Și asta ne spune Apostolul Pavel în Efeseni la capitolul 5. În vremea noastră, vremea noastră este tot mai mult contaminată de feminism. Feminism. Cine înseamnă feminismul? Nu acum să nu vă supărați doamnele pe mine, dar tendința în lume este feminizarea societății. Și aceea nu știu, e bine, nu e bine, nu discut o chestiune asta. Însă în lumea noastră tot mai feministă, tot mai feministă, nu spun că lumea patriarhală a fost cea mai bună, dar nici aia matriarhală nu este cea mai bună, unde conduce femeia. Eu cred că cea mai bună lume este acolo unde conduce Duhul Sfânt. Acolo trebuie să mergem noi. Este foarte adevărat că soțul este capul soției atunci când Hristos este capul soțului. Amin. Amin. Însă vă rog să rețineți, în lumea aceasta feminină, în care femeia încearcă să conducă și să se impună tot mai mult, cuvântul supunere începe să devină tot mai demodat. Supusă soțului? Zice soția, eu sunt supusă Domnului. Ce vrăjeală. Știi ce? Abia când e supusă soțului, doar atunci e supusă Domnului. Mulțumesc pentru aminul foarte puternic. Dar aici era chiar de zis amin. Să știți că noi nu suntem o biserică feministă. Eu nu cred în așa ceva. Eu cred în Biserica lui Iisus Hristos. Noi nu avem familii feministe sau bărbătiste, ci noi avem familii în care vrem să conducă Iisus Hristos. E adevărat că soțul este capul, categoric, asta este regula, asta este principiul. Să știți că femeia nu e inferioară soțului. Nici soțul nu este inferior soției. Dumnezeu ne-a făcut însă diferiți ca să ne poată face una și să ne completăm unul pe celălalt. Amin. Avem nevoie de plinătatea Duhului Sfânt ca să avem un mariaj binecuvântat, ca să avem un mariaj deștept. Cineva a spus așa că supunerea înseamnă cineva egal, egal, care în mod voluntar ascultă de un alt egal pentru ca Dumnezeu să fie glorificat. Asta înseamnă familie. Asta înseamnă familie. Înseamnă că de bună voie eu ca soț mă supun lui Hristos și de bună voie soția mea se supune mie pentru că eu mă supun lui Iisus Hristos. Însă imediat apare întrebarea, dar dacă soțul meu nu-i pocăit? Știi ce? Și ce spune Biblia? Că soțul tău nu-i pocăit. Și tu ești pocăită. Citește 1 Petru capitolul 3. Citește 1 Petru, capitolul 3 și vei vedea cum trebuie să se comporte o soție pocăită când are un soț nepocăit. Cum trebuie să se comporte o soție pocăită care are un soț neduhovnicesc. Trebuie să fie supusă și atunci și trebuie să-l câștige fără cuvinte. Asta este principiul pe care Dumnezeu îl spune atunci când ești plin de Duhul Sfânt. Și atunci îl vei câștiga fără nicio problemă pe soțul tău pentru Iisus Hristos. Doamne, ajută-ne la aceasta. Știi? Supunerea. Știți cum a putut Dumnezeu mântui lumea? Pentru că cineva, în mod voluntar, s-a supus. Știți cum a biruit diavolul prima familie din Eden? Pentru că o femeie nu s-a supus lui Dumnezeu. Și bornă, mântuirea a venit în lume prin Iisus Hristos pentru că o altă femeie a hotărât să se supună lui Iisus Hristos. Supunerea, frașilor, nu-i jignire. A te supune soțului nu-i jignire, ci este onoare, pentru că doar așa funcționează familiile noastre creștine spre slava lui Dumnezeu. Amin. Avem nevoie de plinătatea Duhului Sfânt în familiile noastre. Pavel scrie soțiilor, fiți supuse. Acum să nu facă doamnele reacții mari. Așa începe acolo pasajul. Soțiilor, fiți supuse. Știți că Biblia dă în cinste întâietate femeilor și de-aia începe cu soția, zice soților, fiți supuse soților voștri ca Domnului. Știi? Când te supui soțului, de fapt te supui Domnului. Doar atunci. În rest, este doar religie.
Însă știți ce spune Duhul Sfânt acolo soților? Deci, soților, atenție bărbații, iubiți-vă soțiile cum a iubit Hristos biserica Lui. Amin. Și cum și-a iubit Domnul Hristos biserica, știți cu toții? S-a jertfit pentru ea. Și cum trebuie să se comporte un soț cu soția lui? Să se jertfească pentru ea. Amin. Amin. Să se sacrifice pentru ea. Trebuie să o protejeze. Trebuie să trăiască în așa fel încât femeia aceea să se simtă protejată. Și acum, în final, cui cere Dumnezeu mai mult? Soție sau soțului? Dumnezeu îi spune soțiilor fi supuse, iar soților zice iubiți. Și spui, cred că este, îi cere Dumnezeu mai mult soțului. Iubește-ți soția cum a iubit Hristos biserica. Amin. Amin. Și de ce nu merge familia ta bine? Pentru că nu lași pe Duhul Sfânt să conducă acolo. Din cauza aia nu merge familia ta bine. Pentru că acolo, în viața ta și a soției tale și a soțului tău, nu există plinătatea cu Duhul Sfânt. Și când nu există plinătatea cu Duhul Sfânt, nu există armonie, pentru că nu conduce acolo Dumnezeu. Și fiți atenți, avem nevoie de plinătatea cu Duhul Sfânt, nu numai în viața de închinare, în viața de mariaj, ci avem nevoie de plinătatea cu Duhul Sfânt și la servici. Și ce înseamnă asta din punctul meu de vedere? În Efeseni, la capitolul 6, cu 5, Apostolul Pavel spune, robilor, fiți supuși stăpânilor voștri, ca Domnului. Știți cum ar trebui când cineva dă, de exemplu, când un patron sună la forțele de muncă și vorbește cu agentul de acolo, de la forțele de muncă, știți cum ar trebui să răspundă să ceară un patron când vorbește cu cei de la forțele de muncă, știți cum ar trebui să vorbească? Alo, sunt patronul cu tare, de la Apa Vieții, de la, eu știu, firma Tudash et Company, caut oameni să-i angajez. Vreau să angajez numai pocăiți. Că pocăiții nu beau, nu fumează, nu fură, nu vorbesc urât, ăștia sunt răbdători și lucrează calitativ. Vreau să îmi trimiți, dacă ai pocăiți pe lista de așteptare și caută de lucru, vreau să îmi trimiți numai pocăiți. Că ăștia lucrează ca pentru Dumnezeu. Fraților, așa trebuie să fim fiecare dintre noi văzuți. Amin. Așa trebuie să fim fiecare dintre noi văzuți. Doamne, ajută-ne la aceasta. Și închei spunând încă un lucru foarte important, îl consider foarte important în încheiere. Cum știu sigur că Duhul Sfânt locuiește în mine? Și asta este întrebarea cea mai importantă în final. Cum știu sigur că Duhul Sfânt locuiește în mine? Și l-am rugat pe fratele Cătălin să pună slide-ul acesta, să ne tot uităm la el. Roata Duhului Sfânt locuiește în tine și în mine? Cum știu sigur că Duhul Sfânt locuiește în mine? Eu am scris o cărțulie, se numește Mesaje cu Impact. Asta este ultima cărțulie. Și unul dintre titlurile din cărțulia aceasta este acesta. Cum știu sigur că Duhul Sfânt locuiește în mine? Vă rog să citiți capitolul acela. Dacă n-aveți cartea, vă dau și gratis numai să citiți capitolul ăla. Dar mi-o dați înapoi. Cum știu sigur că Duhul Sfânt locuiește în mine? Am patru răspunsuri, dar doar le amintesc. Știu sigur că Duhul Sfânt locuiește în mine pentru că în mine este roada Duhului Sfânt. Amin. Amin. Alo, amin. Amin. Am cumpărat și am sădit în grădinuța noastră anul acesta, în primăvară, că deja acum suntem spre vară, am sădit 3 pomișori fructiferi. Dar eu nu prea le am nici cu pomi. Nici cu pomi nu le am. Că nu știu, că erau toți așa niște bețe înalte, am dat 12 lei pe ei de la Bada Cățan, mai numai Tavi știe cum e cu pomișorii. Însă, nu știu, domnule. Unii cunosc pomișorii când am dat frunza, știu după frunză. Asta este păr, asta este măr, asta este cireș, asta e cais. Domnule, ăștia știu. Eu habar n-am. Și m-am gândit eu, domnule, după tulpină nu știu. Că au și așa o anumită culoare.
după forma frunzei nu știu ce pomul ăsta, ce calitate, ce nume, ce brand. Și atunci mi-a venit ideea. Oh, dar cum îi voi recunoaște? După roadă. Și știați toți de fapt răspuns. L-ați făcut și voi pe mine, ca mine pe năznaie, că nu știți. După roadă. Și și-a zis Mântuitorul, după roadă îi veți cunoaște. Ne putem verifica, fraților, dacă Duhul Sfânt este în noi. Nu te întreb dacă ești baptist sau pentecostal sau ortodox. Aia mai puțin interesează. Și te poți verifica, este Duhul Sfânt în mine cum? După roada Duhului. Amin. Amin. Dragoste, bucurie, pace, îndelungă răbdare, bunătate, facerea de bine, credincioșie, blândețe, înfrânarea poftelor. Așa că e mult mai ușor să știi din bancă decât de aici, mamă. Numai să încercați să le spuneți dumneavoastră, să le listați. Dovada că Duhul Sfânt este în mine este ca în roada Duhului Sfânt. Amin. Amin. Însă lui spune, frate Daniel, știi, eu am dragoste, dar n-am răbdare. Nu se poate. Nu se poate. Frate Daniel, eu am credincioșie, dar n-am bunătate. Nici aia nu merge. Când Duhul Sfânt este în mine, El îmi dă ciorchinele acestea format din nouă virtuți. Amin. Amin. Și vă rog să vă aduceți aminte. Apostolul Pavel nu spune roadele Duhului Sfânt. Și asta este foarte ciudat. Pavel nu spune, din potrivă, roadele Duhului Sfânt sunt acestea, ci Pavel spune roada. Adică nu se poate una fără cealaltă. Este un ciorchin. Nu se poate, știi, eu, frate, eu am înfrânarea poftelor. Eu nu poftesc, frate. Dar sunt rău de mama focului, știi. Că și asta se poate. Și vă aduc aminte de femeia aia. Cineva a zis despre ea, o femeie foarte morală, înfrânată la toate. Și-a zis, cineva a zis despre ea, ea nu înjură, dar pe toți de lângă ea îi face să înjure. Așa de moral era, așa de serioasă, știi? Dar era rea! Știi? De să n-ai de-a face cu ea. Fraților, cum știu că Duhul Sfânt, și acum ne putem verifica, cum știu că Duhul Sfânt locuiește în mine? După roadă îi veți cunoaște. Amin. Amin. Domnule, doamnă, surori, frați, putem să fim baptiști și pastori și diaconi și predicatori și diaconițe și frați și surori. Cum știu că Duhul Sfânt locuiește în mine? După roadă îi veți cunoaște. Amin. Amin. Cum știu că sunt născut din nou? Duhul Sfânt este bine. Amin. Amin. Și când Duhul Sfânt este în mine, roada este dragoste, bucurie, pace, îndelungă răbdare, credincioșie, facere de bine, bunătate, blândețe, înfrânarea poftelor. Amin. Amin. Nouă virtuți formează o singură roadă. Slăviți să fie Domnul. Fii, dacă ești căsătorită, la terminare te duci acasă cu soțul tău și... Dacă ești căsătorit, te duci acasă cu soția ta și dacă ești necăsătorit și ai părinți, te duci acasă la părinți. Și nu trebuie să le zici nimic. Ei vor ști dacă Duhul Sfânt este în tine. Amin. Amin. După roadă. Când pomișorii mei, eu am cumpărat un prun, am cumpărat un cireș și un piersic. Când pomișorii mei vor da roadă, nu vor striga, Daniel, uite, eu sunt părul, eu sunt măr, bă, eu sunt prun, bă. Și ce? Fără niciun pic de zgomot, îmi vor arăta roadă. M-am și rugat pentru ei, am binecuvântat, acolo le vorbesc de bine, știi? Să dea roadă, să dea roadă, Doamne ajută. Însă după roadă, îmi cunoaște Domnul. Și mai zice Domnul Iisus în Ioan 15, zice, ucenicii mei, zice, îi veți cunoaște după roadă. Și zice, dacă aduceți multă roadă, zice, Tatăl nostru din cer, Tatăl vostru, va fi, cum? Proslăvit. Va fi proslăvit. Și cum putem să-L proslăvim pe Tatăl? Când vom aduce multă roadă. Când vom aduce roadă și vom aduce multă roadă. Doamne, ajută-ne la aceasta. Și repet, în final, mai zic așa, cum poți fi sigur că Duhul Sfânt locuiește în mine? Numărul 1, roadă. 2. Răspunsul o să-l găsiți și în carte. Însă 2. Știi, unii spun, Domnule, dovada că am primit Duhul Sfânt, că am primit o deschidere cu Duhul Sfânt, este vorbirea limbii. Poate da, poate nu. Nu-i sigură chestiunea asta. Dar să vă dau acum dovada sigură. Și cu asta nu te poți înșela absolut deloc. Cum știu că Duhul Sfânt locuiește în mine? Am foame după Iisus.
Am foame după Iisus. Când Duhul Sfânt locuiește, dar nu numai asta, când Duhul Sfânt locuiește în mine, Iisus Hristos începe să devină atractiv pentru mine. Începe să mă intereseze Iisus Hristos. Când Duhul Sfânt locuiește în mine, începe să îmi placă cuvântul lui Dumnezeu. Amin. Scriptura începe să mă atragă. Doamne, ajută-mă! Să vă mai dau un exemplu. Cum pot ști sigur că Duhul Sfânt este în mine? Rețineți. Foame după Iisus. Doi. Foame de a fi ca Iisus. Nu doar foame după Iisus. Ci foame de a fi ca Iisus. Și nu mai întorc la roada Duhului Sfânt. Dacă vreți să știți cum a fost Iisus, citiți roada Duhului Sfânt. Acela este caracterul lui Iisus. Roada Duhului Sfânt, Galateni 5, 22-23, acolo găsiți caracterul Domnului Iisus. Foame de a fi ca Iisus și, în final, foame de a-L sluji pe Iisus. Atunci știți sigur, roada Duhului Sfânt, foame după Iisus, foame să fii ca Iisus și foame să-L slujești pe Iisus. Și asta este dovada clară că Duhul Sfânt chiar locuiește în tine. Amin. Amin. Este ora 12. Aș vrea să încheiem cu rugăciune. Și dacă se poate și cu o cântare. Ești sigur că Duhul Sfânt locuiește în tine? Ești sigur că ești născut din nou? Trebuie să răspund la toate aceste întrebări și cred că Duhul lui Dumnezeu s-a vorbit în această dimineață. Nu-ți poți permite să te mulțumești doar cu religie. Tu ai nevoie să faci sigur că Duhul Sfânt locuiește în tine. Și așa să încheiem și rog pe fratele Liviu cu voce tare să se roagă, să se roage și rog și pe fratele Iorun să se roage cu voce tare. Ori în românește, ori în englezește, ori în olandeză, cum vrea el. Slavă ție! Slavă ție! Pentru că am grijit de existența noastră. Aleluia. De planul iubirii. Aleluia. Și apoi de planul trăirii noastre cu El. Nu ne-a lăsat singur. Aleluia. Cine a trimis Duhul Său și Aleluia. Să ne mândre, să ne învețe, să ne vindece, să ne ajute să fim bunici și sau. Doamne, tot ce am auzit azi nu poate fi priceput de creștinul carnal. Așa. Dar tot ceea ce mi-ai spus este valabil pentru creștinul carnal. Amin. Amin. Doar din Duhul Tău, amin. Sfânt, amin. Vom înțelege, yeah. Vom da silință și se va vedea în viața noastră aceste lucruri. De aceea, Doamne, mă rog, să ne faci pe fiecare din noi creștini. Amin, amin. Doamne, dacă vom fi creștini duhovnici, atunci vom avea toate aceste roade. Amin. Tu te vei bucura. Amin. Iar noi vom fi aceia care vom fi răsplătiți de tine. Amin. Pentru că Tu, Doamne, ne-ai dat șansa aceasta. Îți mulțumim. Mulțumim. Pentru că Tu, Doamne, ne-ai pus înainte aceste lucruri, îți mulțumim. Amin. Că Te rugăm frumos, conștientizează-ne pe fiecare de partea noastră. De ce trebuie noi să ne dăm silință? De ceea ce Tu aștepți să facem noi, pentru ca lucrurile acestea să capete ființă în ființă. Binecuvântează pe fratele Daniel. Binecuvântează pe Deni acolo. Binecuvântează, Doamne, te rugăm biserica. Amin. Și te rugăm, Doamne, în săptămâna care nu este înainte. Pentru că ești Cel ce deții toate lucrurile. Revarsă după bogăția sa peste nevoile noastre ale fiecăruia răspuns. În numele Fiului Tău. Amin. Amin. Doamne, Iisus, îți mulțumesc pentru această dimineață. Îți mulțumesc pentru cuvântul și îți mulțumesc pentru Duhul Sfânt.
Amin. Amin. Mulțumesc. Este. Dumnezeu vine de la Amin. Amin.